Regina Elisabeta a II a fost adusă noaptea trecută din Scoția la Londra. Începând de astăzi, sicriul este expus publicului la Palatul Westminster. Timp de 5 zile, britanicii vor putea lua rămas bun de la regină. Oamenii au început să stea în rând încă de luni, iar coada depășise după amiază 15 kilometri. It's going to be a emotional one and va fi emoționant. Scopul meu e să mi-arăt respectul pentru tot ce a făcut regina, bine pentru Commonwealth și întreaga lume timp de 70 de ani și nu a obosit niciodată. Yes, we are big royal fans. Da, suntem mari susținătoare ale casei regale. Încercăm să mergem peste tot împreună. Tatăl meu a fost în garda regală la încoronarea reginei. A intrat atunci în catedrală prințesa Elisabeta și a ieșit regina Marii Britanii. Așa că e un lucru important, decesul ei. I have 1001 emotions. Am 1001 de emoții când o văd. Vreau să zic, Doamne, a fost un înger, pentru că a influențat mulți oameni buni și a făcut multe fapte bune. Trecerea în neființă a reginei Elisabeta II a provocat un val de nostalgie în fosta colonie britanică Hong Kong. De exemplu, magazinele de suvenire au avut în weekendul trecut de 10 ori mai mulți clienți. Ca mulți oameni din Hong Kong, am crescut cu imaginea reginei pe cutii poștale și monede. O vedeam pe regină ca pe o figură aproape divină. A fost prezentă în viața bunicilor, a părinților și a generației mele. Nu m-am gândit niciodată că nu va mai fi. Iată de ce vreau să cumpăr ceva ce mi va aduce aminte de ea. În Sydney va fi creat un nou loc public care va purta numele reginei Elisabeta, a anunțat premierul Australiei Anthony Albanese, țară care de altfel face parte din Commonwealth. This is a great global city. Acesta e un frumos oraș cosmopolit și trebuie să-l valorificăm la maxim. Prin acest proiect nou vom face asta și o vom comemora pe regina Elisabeta a II, a cărei amintire o cinstim prin numirea locului Queen Elizabeth II Place. Congresul american a ținut un minut de reculegere în memoria reginei Elisabeta. Funeraliile reginei Elisabeta vor avea loc luni în data de 19 septembrie. Șefii de state sunt așteptați să sosească la Londra duminică doar cu zboruri comerciale.